Bună ziua! În acest tutorial vom schimba setul motor la o motocoasă 520, ambielajul, rulmenții, semeringurile, absolut tot. Istoria acesteia este în felul următor. Proprietarul în prima oară a calat cilindrul, da? I-a schimbat cilindrul, a pus un cilindru nou, care nu a mers foarte mult timp, după cum se vede și pistonul este aproape nou. Apoi, proprietarul nu a văzut că la ambielaj este biela dusă. Când s-a călat motorul, s-a dus și ambielajul și a ieșit un ac de la rulmentul coace, care l-a prins în capul pistonului. Deci a trecut pe aici pe lângă, să poate vedea, și l-a prins în capul pistonului. Astfel a distrus și setul nou. De-aia cel mai bine este să verificați absolut toate piesele. Chiar dacă vedeți că este cilindru, verificați și ambielajul, verificați și rulmenții, verificați tot. Ok, așa am primit noi motocoasa la pachet. Proprietarul a încercat să o facă și n-a știut mai departe ce trebuie făcut. Deci trebuie să-i desfacem oala de la demaror, ambreiajul, volanta și să separăm carterele pentru a schimba ambielajul. Ok, pentru a desface oala de la demaror și săboții de la ambreiaj și volanta, va trebui să blocăm biela. Vom pune pistonul la loc, da, și cilindru. Asta e cel mai ușor mod de a bloca, nu îl strângem definitiv, nici nu mai punem segmenții. Ok, punem pistonul. Observați cât de greu intră bolțul din cauza că s-a calat. Okay. Punem cilindrul de formă. Nici nu ne mai trebuie blocator pentru că pistonul nu intră mai mult pe cilindru. Îl fixăm puțin în prezoane. Ok, strângem două șuruburi, ar trebui să fie suficiente. Îi punem pe diagonală să fie. Ok. Acum, cu 13, desfacem oala de la demaror. Oh, a trecut pistonul, a trecut. Da, o să punem blocatorul. Ok, filetăm blocatorul. Ok, acum cu 13, desfacem oala de la demaror. Așa. Ne mutăm și pe partea de la ambreiaj. Aici avem un 17 la saboți. Okay.
Ok, am desfăcut saboții. Deci vedeți că acestea au și niște șeibe aici, să nu le pierdeți. Da, punem deoparte. Acum la volantă avem la fel un 13. Ok, în cazul în care nu aveți presă, folosiți un dorn care să fie puțin ascuțit la vârf sau, uitați, acesta are ca un fel de bilă aici, ca să nu bateți direct în capătul de la ambielaj, deoarece acesta se va înflori când bateți în el și nu o să mai intre piulița apoi. Deci, vedeți, are un scob aici, puneți ceva acolo și bateți. În cazul în care nu aveți niciun dorn ascuțit, înfiletați piulița până când aceasta rămâne în ras, da? Și apoi bateți. Cumva ca să nu stricați nici filetul, forța să fie proporțională și pe piuliță și pe ambielaj. Așa. Țineți de volantă și un șoc ar trebui să fie suficient. Noi vom folosi presa. Desfacem blocatorul ca să putem să învârtim volanta, să ne aducem în poziția în care să putem să băgăm presa. Ok. Acum putem să învârtim volanta în poziția în care dorim. Ok, punem presa. Acum vom strânge presa. Ok. Gata. S-a auzit clans. A sărit și pana. Uitați, și pana este ok. Asta e volanta, o punem bine, o să ne trebuiască. Așa, o să desfacem cilindru. Puteți să lucrați cu aprinderea pe ea sau să o dați jos cum vă e mai la îndemână, nu vă încurcă cu absolut nimic. Scoatem, de fapt pistonul ăsta mai nu ne mai chinuim să-l scoatem pentru că oricum o să schimbăm ambielajul. Acum avem cele patru șuruburi care ne țin carterele împreună, le desfacem. Ok, gata, am desfăcut. La acest model, carterele se desfac foarte ușor. Luați un ciocan de plastic, de cauciuc, sau dacă nu aveți, puteți să dați și cu un lemn. Deci loviți ușor, un pic așa înspre exterior, de jur împrejur. Uitați, s-au desfăcut. Gata, deci se desfac foarte, foarte ușor la acest model.
Și am bielajul. Uitați-l cum este. Da, deci acesta la gunoi. Și vom pune ambielajul nou. Prima oară curățăm bine carterele și pe o parte și pe alta. Vom scoate rulmenții și semeringurile. O să facem și o presă. Am primit întrebări cum scoatem rulmenții și semeringurile. Este foarte simplu. O să vă arăt imediat și cum se face o presă pentru a presa un rulment sau depresa de pe carter. Și revenim după ce curățăm carterele. Am curățat carterele. Uitați, rulmenții aceștia sunt coxați. Acest lucru se vede și după ambielaj, cum e frecat. Deci nu s-a mai învârtit rulmentul, s-a învârtit ambielajul pe rulment. Da? Deci aceștia trebuie schimbați. Vom scoate simeringurile, vom depresa rulmenții și vom locui cu rulmenți noi și simeringuri noi. Deci vom scoate acest rulment și cu celălalt de pe carter, inclusiv simeringurile, și le vom presa pe cele noi. Am tot primit întrebări cum facem presă, cum facem presă. Este foarte simplu, nu m-am gândit să vă arăt până acum, mie mi se pare o chestie foarte simplă, puteți să faceți din ce găsiți la îndemână. Vom folosi în felul următor, un șurub, așa, shape de diverse dimensiuni. Da? Piuliță pentru acest șurub. Așa, și avem nevoie în principiu ori de o țeavă, ori ceva care să punem aici între cele două margini ale carterului, așa, prin care să treacă șurubul. Am găsit o șină de mobilă, o vom folosi pe aceasta ca să vă arăt că nu trebuie ceva special, se poate improviza din orice. Deci șurubul va trece pe aici prin mijlocul ei. Puteți să folosiți de asemenea un capăt de tubulară, de o bucată de țeavă, ce aveți la îndemână. Așa, simeringurile pentru a le scoate, puteți să folosiți orice. Ok. Da, l-am scos. Așa, acesta este rulmentul. Acum, ok, deci aici este rulmentul. Vom folosi o șaibă, da, care vine aici, se așează pe buza rulmentului. Pe partea cealaltă vom pune șina aceasta. O punem cu partea mai groasă. Am luat această șină ca să aibă un contact mai mare pe baza, pe buza carterului, ca să nu deteriorezi buza carterului. Ok, punem o șaibă aici și apoi piulița. Așa, vom avea nevoie de două chei de 17, una strângem aici, una pe partea cealaltă. Ok. Trebuie să schimbăm ca să vedeți și cum se trage ușor rulmentul în sus. Este ușor, sau deși un trosc ușor. Uitați-l. Vedeți cum se trage foarte ușor în sus. Ok, gata. Asta a fost. Așa, am scos un rulment. La fel facem și la celălalt carter. Da? Deci prima oară scoatem simeringul. Ok, am scos simeringul.
Uitați, aici putem să folosim și o șaibă mai mare, dar este suficient aceasta, se așează perfect pe el. Da? La fel, ustensila, șaibă. Ok, și piulița. Trebuie să mai scoatem o piuliță. Nu este de ajuns de lung șurubul. Da. Așa. La fel. Ținem într-o parte și din partea cealaltă tragem. La fel să vedeți aici cum va ieși. Acesta iese mult mai repede decât celălalt. La fel. Aproape ieșit. Gata. Cam asta a fost. Curățăm bine carterele, aici unde au fost rulmenții și semeringurile, pentru a face loc celor noi. Ok? Deci uitați cum trebuie să arate carterele. Deci le curățați foarte bine. De ce este important să le curățăm foarte bine? În primul rând, ca să intre rulmentul nou cu ușurință și ca să vedem dacă cumva avem grad de uzură pe carter. Bine, acest lucru vă dați seama și după cum iese rulmentul. De obicei, dacă avem grad de uzură pe carter, rulmentul iese foarte ușor. Nu a fost cazul la noi, rulmenții au opus rezistență când i-am scos, deci totul este în regulă. După cum se și observă, carterele arată ca și noi. Înainte de a băga rulmentul, dăm cu puțin vaselină sau ceva, un pic de ulei, ceva să ajute să alunece rulmentul. Ok, voi folosi un spray cu vaselină. Așa, la fel și la rulment. Da. Așa, prima oară așezați rulmentul pe carter cât mai drept posibil, îl apăsați ușor, da, ok, aveți grijă să nu-l puneți strâmb, uitați cum l-am pus eu acum, deci îl scoatem. Ok, l-am așezat pe poziție. Acum vom folosi la fel o șaibă în partea aceasta care să preseze pe rulment șurubul, iar pe partea cealaltă vom folosi la fel o șaibă și apoi piulița. Mare atenție, de scos este foarte simplu. Punem, tragem, rulmentul iese. De băgat este puțin mai complicat pentru că trebuie să avem grijă în permanență ca acesta să fie centrat. Uitați, deci șurubul nostru se plimbă pe rulment, deci trebuie să fie centrat ca să tragă rulmentul uniform, să nu intre strâmb pe carter. Dacă rulmentul intră strâmb pe carter și forțați, veți deteriora carterul. Va lua tărâși și aluminiu de pe carter și îl veți strica. Deci, în momentul în care strângem, urmărim în permanență să fie centrat rulmentul, să intre perfect paralel cu carterul. Da? Dacă vi se pare că nu este ceva în regulă, puteți să bateți cu ajutorul unui ciocan ușor. Deci nu foarte tare, eventual la fel, în șurub stânga-dreapta,
pentru a-l centra. Ok, destrângem ușor și verificăm în permanență să meargă paralel, totul decurge frumos. Ok, gata. Desfacem să vedem ce am făcut. Da, și după cum puteți observa, rulmentul a intrat foarte frumos. Da. Acum, pentru a pune simeringul pe partea cealaltă, la fel, deci acesta e simeringul, îl așezăm pe poziție, la fel, șaibă, șurub, șaibă, piuliță, așa, aici n-aveți cum să vedeți exact ce se întâmplă. Gata. Și simeringul a intrat la locul lui. Ok, acum desfacem. Uitați și simeringul cât de frumos a intrat la locul lui, perfect. Da, la fel și la celălalt carter. Ok, la fel și la celălalt. Deci punem rulmentul, șurubul. Șaiba. Piulița. Aceeași poveste. Verifica să fie centrat, să nu meargă strâmb. Ok, l-am centrat. Acum începem să înfiletăm. S-a plecat puțin într-o parte, după cum vedeți. Da. Vedeți? L-am adus pe jumătate. Din nou. Deci așa. Este centrat. Intră ușor rulmentul uniform. Ok, gata. Acum slăbim. Da. Și a intrat frumos, de jur împrejur. Da, verificați și să se învârtă cum trebuie. Dar dacă l-ați presat uniform, n-are cum să nu se învârtă cum trebuie. Așa, simeringul în partea cealaltă. Ok. La fel, șaiba. Lucrul, centrați. Așa, simeringul de obicei merge și la mână, de să vă arăt. Nu este nevoie de
Ok, ca să... Ok. Spre deosebire de rulment, acesta trebuie să intre mai ușor. Da, uitați. Ok, am presat rulmencii și semeringurile. Curățăm garnitura veche cu un cutter. Mergem paralel cu buza carterului. Ok, după ce am curățat carterele de garnitura veche, ungem puțin cu ulei. Așa, punem garnitura nouă. Ok. Așa, acum ambielajul. Dăm și pe el puțin cu ulei să alunece mai bine pe rulmenți. Și interiorul la rulmenți, la fel. Așa, deci în partea asta vine volanta. Aveți grijă când băgați ambielajul la simeringuri să nu cumva să vă sară arcul sau în special aici pe partea. Ok. L-am băgat. Uitați, garnitura s-a deplasat puțin, deci aranjați-o frumos înainte să uniți carterele. Așa. Băgăm șuruburile. Cele patru șuruburi.